Să vă ajute Dumnezeu să puteți face pentru copiii cu care veți cânta cât se poate de mult ca această artă a lăutăriei atât de frumoasă și folclorul nostru să meargă mai departe. Sunt aici și părinți și o mulțime de oameni care și-au dat sufletul ca acest spectacol să iasă atât de bine precum a ieșit. Vă mulțumim pentru că ați inițiat acest proiect și așteptăm copiii. Sergiu Diaconu, Copza Moldovei, va fi pe scenă, iar maestrul Ionică Minune va fi acompaniat de orchestra Cristinel Turturică. Vă rog să mă credeți că este un moment unic din viața mea care e foarte frumos, frumos moment. N-am crezut că poate să fie așa de frumos și nici n-am crezut că o să veniți așa în număr mare. Și pentru asta vă mulțumesc din tot sufletul și din toată inima mea. Mulțumesc din tot sufletul. Și acum vreau să invit încă o surpriză. Vreau să invit în scenă rodul muncii mele cu copiii mei care i-am învățat de-a lungul timpului. Lente, a fost absolut uimitor să vezi niște copii între 6 și adolescenți și tineri de 20, 20 și ceva de ani cântând ca adevărați artiști. Se pare că măiestria e oarecum contagioasă, dacă stai lângă cine trebuie. Și apropo de măiestrie, se spune că trebuie să faci de cel puțin 10.000 de ore același lucru sau poate 10.000 de ore din același lucru ca să poți să aspiri la acest atribut. Ne cer scuze, mii de scuze. Thank you.